Cum testez iodul de acasă? O testare totuși destul de inexactă. Iau tinctură de iod de la farmacie, 2% iod, și aplic un tampon cu iod pe antebraț și monitorizez cum se absorbe iodul în piele. Dacă această pată este vizibilă după 24 de ore, atunci am suficient iod. Dacă pata dispare total în decurs de 24 de ore, atunci am deficit de iod. Dacă pata doar se estompează și încă este vizibilă, am un oarecare deficit, dar nu major. Nu este un test precis, mare parte din iod se și evaporă și prin expunerea la aer se schimbă și culoarea. Testul meu anterior a dispărut la 10 ore, aș fi chiar în deficit, deși iau kelp de foarte mulți ani.